Pacienți tratați ca într-un ghetou, într-o fostă policlinică din Mehedinți, tavane care pot cădea în orice moment, plafoane prin care plouă, geamuri sparte, toalete defecte, pereți scorojiți și dărăpânați. Sunt imaginile pe care le văd bolnavii care ajung la tratament sau la medicul de familie în fosta policlinică din Drobeta, Turnu Severin. Totul se petrece sub privirile angajatorilor DSP Mehedinți, instituție care are laboratoare chiar în clădirea respectivă. Clădirea aparține mai multor proprietari. În incintă sunt 6 cabinete medicale private, Spitalul Județean cu medicina legală și fizioterapia și chiar Direcția de Sănătate Publică cu laboratoarele. De curățenia holurilor nu se ocupă nimeni, iar pacienții care vin aici spun că locul arată mai degrabă ca un ghetou decât ca un spațiu pentru tratarea bolnavilor. Este de neconceput, este, nu știu, inexplicabil. Cum ați descrie ce vedeți în jur? E frig, pereții sunt... Păi da, în primul rând, ți-e silă să intri. Mizerie. Foarte multă mizerie. E normal, doamnă? Nu e normal. Nu e normal atât timp cât să plătesc la casa de asigurări. Nu e normal. Să vedeți ce mizerie și ce ziduri necurățate și nu știu ce. Toaletele le-ați văzut? Nu le-am văzut, că mi-e silă să intru acolo, vine rău. Când vine vorba de întreținerea clădirii, medicii care au cabinete private dau vina pe cei de la Consiliul Județean și viceversa. Se lasă treaba de pe unii pe alții, noi ar trebui să ne înființăm într-o asociație de proprietari cu personalitate juridică. Toate spațiile care sunt acolo, scări, coridoare, grupuri sanitare aferente acestor cabinete medicale, sunt proprietate privată. Consiliul Județean nu poate interveni în această chestiune. Culmea, toată această mizerie este tolerată chiar de cei care ar trebui să ia măsuri, adică angajații DSP Mehedinți, care lucrează și ei în această clădire. Toate cabinetele au autorizație de funcționare. Dar clădirea în sine? Conforme din punct de vedere igienico-sanitar. Clădirea în sine? Clădirea în sine, dacă vă referiți la clădire, nu este autorizată din punct de vedere igienico-sanitar. Policlinica respectivă a fost dată în folosință în anul 1973 și de atunci nimeni nu a mai investit nici măcar un leu în reabilitarea clădirii, care s-a degradat de la an la an.